cererile care se depun la nivel de centru județean sunt cu 90% acoperirea tuturor schemelor care se gestionează în cadrul APIA. Avem, având în vedere că avem o fondere așa de mare de absorbție a banilor, în cauza asta avem și controlele. Fiind fonduri europene, șampioni de control, suntem primii la nivel de țară, referitor la șampioni de control din această cauză. Până nu se efectuează toate controlele care sunt noi APIA, nu putem să facem, să facem plățile. Dar referitor la partea de eliberarea deferințe, noi eliberăm la toți fermieri, că sunt mici, că sunt mari, că sunt mijlocii, noi eliberăm. Fermierul, după ce primește deferința, se prezintă la bancă și dă banca un avans pe care noi îl garantăm, îl girăm băncii pentru solicitare. Acum că fermierii mici nu vor să solicite toți, asta e strict problema lor, nu mai ține de noi. Ei așteaptă banii de la APIA. Da, o să vină și banii de la APIA. Dar nu, mă rog, din cauza asta cu procentul. Pe partea asta, altă cu centrele locale, țin să vă anunț că nu avem niciun fel de problemă. Toate centrele locale sunt deschise pentru fermieri. Avem un procent de vaccinare de 88% și persoanele care sunt, așa să zic, nevaccinate, sunt ori au trecut în boală, ori chiar nu iau contact direct cu fermierii. Care suntem în discuții, urmează să creștem din punctul ăsta de vedere și să iasă cei trecuți din boală. Și dispoziția este maximă pentru fermieri.